Astăzi, 14 decembrie 2013, Școala Gimnazială Silvania, din Șimleu Silvaniei, găzduiește a 8-a ediție a concursului interjudețean de matematică Teodor Topan, demarat în urmă cu 8 ani de primarul orașului Septimiu Cătălin Țurcaș. La această ediție sunt prezenți în orașul de sub poalele Măgurii elevii care au obținut locurile naționale din județele Bihor, Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, dar și cei mai buni matematicieni din Republica Moldova. La manifestare au fost prezenți directoarea școlii Angela Lipo, Cătălin Țurcaș, discipol al profesorului Teodor Topan, Septimiu Cătălin Țurcaș, primarul orașului Șimleu Silvaniei, Mărioara Ghile, director adjunct, precum și Adonia Opriș, inspector de matematică. Felicitări organizatorilor și multă baftă participanților. Pentru dumneavoastră, Diana Teier. Adună peste 300 de elevi din județele Bistrița, Năsăud, Bihor, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj. Ce aduce nou această ediție este faptul că majoritatea județelor și-au trimis aici locurile naționale. Colega mea, doamna directora adjunct, Mariana Ghile, să fie aici să vă prezintă salutul. Lângă doamna directora adjunct se află doamna inspector Adonia Opriș. Pentru cei care ne-ați vizitat orașul și cu alte ocazii, recunoscut pe domnul primar al orașului, domnul Septimiu Cătălin Țurcaș, și în continuare îl las pe fostul nostru elev, fostul elev al domnului profesor Teodor Topan, George Cătălin Țurcaș, student în Anglia, la Warwick, să prezinte echipa cu care a lucrat la subiecte și să vă dea câteva date legate de organizarea concursului, sau mai exact de subiectele de astăzi. Bună dimineața, stimați profesori, stimați părinți și dragi elevi, nu pot decât să fiu foarte bucuros să vă văd într-un număr atât de mare aici și să văd că peste 300 de elevi au ajuns să participe la acest concurs. Cred că domnul Teodor Topan, de undeva de sus, este acum fericit și poate să spună că pur și simplu și-a făcut misiunea ca și dascăl pe pământ, pentru că a dat naștere acestui concurs și a avut foarte mulți elevi pe care i-a îndrumat pe calea astea matematicii. Vreau să vi prezint pe domnii profesori care au lucrat de mult timp și aseară până târziu ca voi să aveți niște probleme frumoase cu care să vă distrați. Domnul profesor Dorel Mihez de la Universitatea de Vest din Timișoara. Domnul profesor Gheorghe Eckstein de la Universitatea din Timișoara. Și domnul profesor Andrei Eckstein de la Universitatea Politehnică din Timișoara. Vreau să le mulțumesc foarte mult prietenilor mei, Vlad Crișan de la Universitatea Cambridge din Anglia și Marius Bocanu, poate pe el cunoașteți mai bine că el ține prima pagină a ziarelor acum. El este câștigător al Balcaniadei de matematică și medalia cu argint la Olimpiada Internațională. Și vreau să le mulțumesc că au făcut acest drum până la Șimleu și sacrificat din timpul lor ca să vă facă o probă frumoasă. Câteva detalii organizatorice. La clasele a 5-a și a 6-a veți avea 2 ore și, după cum au decis și domnii profesori, veți avea o jumătate de oră extra. Adică în prima jumătate de oră, dacă la nou ați intrat în sală, în prima jumătate de oră voi puteți să puneți întrebări legate de conținut. Dacă problemele o să vi se pară probabil la unii prea ușoare, la unii prea grele, încercați să
să învățați ceva din ele și toți sunteți câștigători prin faptul că ați venit aici și le încercați. Nu, să nu fiți dezamăgiți cumva, că nu, ăsta nu e un test de control. Și eu sunt convins că voi sunteți copii deștepți și dacă vă gândiți la probleme frumos, o să probabil să ajungeți la soluții. Vă urez mult, mult, mult succes. Mulțumesc. Din cauza emoțiilor, am uitat să menționez și să salut prezența în mijlocul nostru a unei delegații numeroase de copii valoroși din Republica Moldova. Îi aplaudăm și le urăm bun venit, le urăm succes și să se simtă ca acasă. În continuare, dau cuvântul gazdei noastre, domnului primar Septimiu Cătălin Țurcaș. Gazdă, pentru că este omul care s-a ocupat de logistica acestui concurs și, evident, de premiile substanțiale pe care unii dintre voi le-ați câștigat în anii precedenți. Da, bună ziua tuturor și mie mi-a plăcut matematica și, în concluzie, nu o să vorbesc mult. În primul rând vreau să le mulțumesc domnilor profesori care au fost întotdeauna alături de concursul nostru și să le mulțumesc pentru că în acest an au ales să fie alături de noi, să fie prezenți la Șimleu Silvania. Sper să se simtă bine în puținul timp pe care îl petrec aici. La fel băieților, pentru faptul că au muncit mult pentru concurs și faptul că ei sunt astăzi aici, sigur ne onorează. Nu în ultimul rând, celor din sectorul Râșcan, din Chișinău, cu care noi, ca oraș, suntem înfrățiți. Le doresc un bun venit și mult succes. Și vouă tuturor, sunt convins că așa ca și în fiecare competiție, cel mai bun va câștiga. În concluzie, diseară, nu știu la ce oră, probabil la 6, la festivitatea de premiere de la Casa de Cultură, ne vom întâlni cu tot. Mult succes tuturor și să câștige cei mai buni. Mulțumim. Doamna inspectora, doamna Opriș, vă adresează salutul din sede de bun venit. Bună ziua tuturor! Sălăjenii mei, știu că ieri a apărut într-un ziar un anunț legat de concursul interjudețean care, grație domnului primar și mulțumim, a ajuns la 8-a ediție. Ediția la care am depășit 300 de elevi. Nu știu să fi fost până acum, așa de mulți, îi facem față. Mulțumesc școlii care săptămâna trecută a încheiat o inspecție școlară generală și încă e în stare să mai facă un concurs de anvergură. A trebuit să număr școlile, să văd câți participanți au. Să știți că am renunțat. Când am văzut câte școli au răspuns pozitiv invitației școlii gimnaziale Silvania să participe o săptămână înainte de vacanță la concursul nostru. Vă mulțumesc, vă urez succes și activitatea mea este mai mult cu adulții pe care, conform programului, îi aștept pentru evaluare și pentru pregătirea în bune condiții a examenului de după. Mulțumesc tuturor! Mulțumim tuturor! Vă mulțumesc și eu celor care sunteți astăzi prezenți și deși azi noapte cerul a fost înnorat, acolo stelele pe cer au strălucit mai puternic prin gândurile voastre că astăzi veți veni la Șimleul Silvaniei. De ce vă spun așa? Pentru că ultimul volum de poezie al regretatului profesor Teodor Toban s-a numit Triunghiul de Stele. Astăzi voi veți fi stelele care vor lumina, așa credem noi, bolta care a fost înnorată. Mult succes!